Familiile ostaticilor îi cer prim-ministrului Benjamin Netanyahu să accepte acordul de încetare a focului prezentat de președintele american Joe Biden. Acesta are 3 etape fiecare de 6 săptămâni și presupune încetarea acțiunilor militare, eliberarea ostaticilor israelieni contra deținuților palestinieni și retragerea definitivă a armatei Israelului din Gaza și, la final, reconstrucția fâșiei, bineînțeles. Netanyahu a anunțat deja că nu renunță la obiectivele războiului, distrugerea definitivă a Hamas și eliberarea ostaticilor. Însă mai multe discut chiar acum cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin, bine te-am regăsit! Bună dimineața, Flavius! Așadar, ce șanse sunt de data aceasta să se ajungă la un acord de încetare a focului după ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Da, în acest moment este o presiune foarte mare asupra cabinetului Netanyahu. Ieri, peste 120.000 de israelieni au demonstrat în cele mai mari orașe. Au scandat mulțumim Biden pentru acordul de pace negociat de Statele Unite alături de Egipt și Qatar prezentat de președintele Biden vineri. Cum spuneai și tu, acesta este în 3 etape, duce în primul rând la eliberarea ostaticilor, dar și la eliberarea unor deținuți Hamas. Aseară un consilier principal al premierului Netanyahu, Ofir Fok, a precizat că chiar dacă există o schiță aprobată de guvernul israelian al acestui acord de încetare a focului, nu va renunța, Israelul nu va renunța la luptă până nu va îndeplini obiectivele, cum spuneai și tu, iar unul dintre obiective este eliminarea totală a Hamas, ceea ce nu cred că va bucura prea mult organizația teroristă. Pe 10 mai un acord similar a fost respins de Israel după ce organizația Hamas a trecut în prima etapă că va elibera 33 de ostateci, nu toți în viață, ci și morți. Acest lucru, faptul că a fost adăugat și morți, a înfuriat guvernul Israelului și a respins atacul și chiar a pregătit ofensiva din Rafah. În acest moment aproximativ 300 de militari israelieni au fost uciși după 7 octombrie. Știm că deja pe 7 octombrie 1200 de israelieni și-au pierdut viața, 256 au fost răniți, dintre care 256 au fost răpiți, dintre care 125 încă sunt ostatici. De partea cealaltă, Ministerul Apărării din Ministerul Sănătății din Gaza a precizat că peste 36.000 de palestinieni și-au pierdut viața, dintre care 24.000 au fost identificați, în timp ce armata Israelului spune că 15.000 de teroriști au fost eliminați până acum. Deci pierderile sunt foarte mari de ambele părți. Situația umanitară este destul de precară în Gaza, așa că un acord de încetare a focului este așteptat de toată lumea. Cu siguranță, Florin, urmărim și noi detaliile și venim cu toate informațiile. Îți mulțumesc pentru toate explicațiile. Mulțumesc și eu.